La Timișoara a avut loc miercurea aceasta deschiderea zilelor academice timișene, eveniment aflat la ediția 14-a. Manifestarea a debutat cu un simpozion dedicat academicienilor bănățeni, în care a fost evidențiată personalitatea vrednicului de pomenire mitropolit Nicolae Corneanu, precum și cea a savantului Toma Dordea. Cuvântul de început a aparținut în al preasfințitului părinte Ioan, mitropolitul Banatului. Este o bucurie, este o onoare și o cinste că aici, la filiala Academiei Române de la Timișoara, printre bărbații de seamă pe care i-a dat Banatul, a fost pus ca și cap de listă de prezentare în al preasfințitul Nicolae, fostul mitropolit al Banatului. Deci este o mândrie a arăta că oamenii bisericii, mitropolitul Banatului, a fost în topul oamenilor de cultură aici în Banat, că oamenii își amintesc cu plăcere de dânsul, că își amintesc de opera pe care a lăsat-o, a scris-o. La întâlnire au luat parte reprezentanți ai centrului eparhial, preoți timișoreni, academicieni, oameni de știință, profesori și cercetători. Am ținut neapărat să omagem aceste două personalități, acești doi seniori ai Banatului, pentru că ei au avut o contribuție remarcabilă în ceea ce înseamnă biserica, școala, universitatea, știința, cultura și spiritualitatea Banatului. Cu referire specială la înalt preasfințitul Nicolae, vreau să spun că pe toți cei care i-ați văzut astăzi în aulă, fie că sunt membri ai Academiei Române, fie că sunt cercetători simpli în Academie, dar și oaspeții noștri, dar toți l-au iubit nespus de mult. L-au iubit pentru că atât înaltul Nicolae, cât și profesorul Toma Dordea au avut câteva caracteristici cu totul extraordinare, și anume, au fost oameni de o blândețe deosebită, au fost oameni buni, oameni calzi, oameni apropiați, care au reușit să transfere spre semenii lor, spre colaboratorii lor, spre apropiații lor, aceleași sentimente. În zilele următoare vor avea loc sesiuni științifice, dezbateri, conferințe și workshop-uri care se vor desfășura la Universitatea Politehnică din Timișoara și la Universitatea de Vest din Timișoara. După anii 90 din secolul trecut, deci iată sunt 25 de ani, am fost, aș putea spune, chiar alături, aproape de înalt preasfinția sa în multe dintre acțiunile pe care le-a întreprins. Bucuria de a înființa o facultate, de fapt, de teologie ortodoxă, pastorală și cu specializare în didactică a fost una dintre marile realizări ale înalt preasfinției sale, dar și ale universității, pentru că se dorea ca aici, în Timișoara, unde viața spirituală cu viața ortodoxă este una de luat în seamă, trebuia să aibă și continuatori. Al preasfințitul părinte, mitropolit Nicolae, a fost părinte, frate, magistru, educator, ierarh, o personalitate carismatică în primul rând, care a fost extrem de bun, de generos, de cald, aș putea spune de înțelegător până la urmă cu toți cei din jur, cu greșelile și slăbiciunilor, dar capabil de a dezvolta și calitățile. În preajma, și aș putea spune în umbra unui asemenea copac, au crescut multe mlădițe tinere de mare valoare, iar amintirea sa este chiar vie, este parte din noi, din esența noastră culturală, intelectuală, teologică. Zilele academice timișene sunt organizate de Academia Română, filiala Timișoara, Mitropolia Banatului, Universitatea Politehnică București, Asociația Culturală Constantin Brâncuș Timișoara și Asociația Orizonturi Universitare.